dar să nu dai cu bolovan. Păi că dacă inimeri, mai de capul tău azi. Bună ziua, dragi copii! Azi suntem la Muzeul Satului din Baia Mare, Maramureș. Suntem la o nouă lecție, Educație la Înălțime, un proiect al Asociației Însemne, realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului României și cu sprijinul Ministerului Educației. Numele meu este Ioana Hochia și sunt inspector pentru învățământul primar în Maramureș și alături de colega mea, Irina Constantinescu, profesor la Cândești Vale, județul Dâmbovița, profesor de istorie geografie. Azi o să fim ghizii voștri în Maramureș, o lume și o civilizație a lemnului, cu monumente de arhitectură populară care reprezintă cele patru zone etnografice ale județului: Chioar, Maramureșul istoric, Lăpuș și Codru. După cum vedeți aici, toate casele, gardul, masa, laița, toate sunt făcute din lemn. Pentru maramureșeni, lemnul nu este doar o sursă de căldură sau material de construcție. Ei au o legătură aparte cu pădurea, cu lemnul, aproape spirituală. Ei au înnobilat lemnul cu mâinile, cu ochii și cu gândul. Au ajuns prin lemn la măiestrie și artă. Nu întâmplător, în 1999, au fost trecute pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO 8 biserici de lemn din Maramureș, ceea ce arată nivelul excepțional la care au ajuns meșterii maramureșeni. Casele maramureșene sunt într-un totul făcute din lemn, exact ca și casa din spatele meu. Și îndrila sau dranița care acoperă casa era făcută din lemn, pritvorul era din lemn, chiar și cuiele sunt făcute din lemn. Dacă se foloseau, pentru că de multe ori bârnele casei se legau doar din îmbinarea lemnului. Una dintre ele se numește coadă de rândunică și, practic, din modul de tăiere și îmbinare a grinzilor, ele se fixează perfect, fără să fie nevoie de cuie sau de colțare, de tablă sau fier. O adevărată artă perfecționată în sute și mii de ani. Haideți să vedem cine ne însoțește azi în această lecție și pentru acest lucru o să invit pe copiii de la Colegiul de Arte să ni se alăture. Haideți, Ada, Maria, Ionuț și Vlad! Să știți că azi avem școli din județele Bihor, Suceava și Brașov în direct cu noi. Copii, noi vă salutăm cu drag și v-aș ruga să vă prezentați, să vă spuneți școala și localitatea. Sunt din Brădean, liceu teoretic Mihai Săulescu și mă numesc Cristescu Ines Maria. Bine ai venit cu noi! Bine ați venit! Mă numesc Chiș Maria, sunt elevă în clasa 4-a, Colegiul Național Onisifor Ghibu. Oh, bine ați venit, bine ați venit, copii, ne bucurăm tare mult! Și? Școala din Fălticeni? Mă numesc Rusu Ioan Alexandra, sunt în clasa 4-a Step by Step, Școala Gimnazială Ioan Irimescu, Fălticeni, județul Suceava. Bine ați venit cu noi! Irina, suntem în țara Maramureșului, unde fiecare bucată de lemn are povestea ei. Maramureșul este o regiune geografică și etnoculturală aflată pe teritoriul a două țări, România și Ucraina. Da, Ioana, regiunea aceasta atât de fascinantă se află pe cursul superior al Văii Tisei și versanților munților care o înconjoară. Munții Oașului, Țibleș, Rodnei spre vest și sud și munții Maramureșului la est și nord. Dragilor, munții care ocupă mai mult de jumătate din suprafața regiunii sunt acoperiți de păduri de stejar, fag și molid. Lemnul care se găsea din abundență și-a lăsat amprenta aproape peste tot, de la arhitectura tradițională a caselor și a bisericilor până la unelte de gospodărie. Vreau să le pun o întrebare copiilor din Zoom. Dragi copii, oare știți voi care este simbolul mândriei aici în Maramureș? Nu casa, ci poarta. Poarta este simbolul mândriei aici la noi, Irina. Am admirat, Ioana,
porțile maramureșene de aici, care sunt falnice, sunt minunate, porțile despre care vorbești și au făcut renumită această zonă. Și este de apreciat că Maramureșul este zona care a reușit să-și conserve tradițiile și obiceiurile străvechi, arta cioplitului fiind reprezentativă în acest sens. Om liber, neaservit, maramureșanul a înaintat prin istorie știindu-se stăpân pe propriul lui rost. A fost țăran sau mic nobil de țară, adică nemeș. De aceea, aici în zonă, nemeș este unul dintre cele mai răspândite nume de familie. Da, Ioana, am observat că maramureșanul este un om social, jovial, așa cum ești și tu. Și se prea poate să intre în vorbă cu tine atunci când te vede pe uliță și să te poftească în curtea lui la un pahar de horincă și la o bucată proaspătă de brânză de casă, să te umple de povești și de glume. Pentru că vorbim de oameni minunați de aici, din Maramureș, avem alături de noi două persoane minunate. Este vorba de Monica Mare, director al acestui muzeu, și doamna Janeta Ciocan, etnograf în cadrul muzeului, care ni s-au alăturat cu drag să vă povestească despre lemn și despre importanța lui aici la noi în Maramureș. Bună ziua! Bună ziua copii! Bine v-am găsit! Transmitem de aici, din locul dumneavoastră de suflet, o lecție către copiii din întreaga țară și din Republica Moldova. Prima întrebare ar fi despre acest muzeu și o să mă adresez doamnei director. Care este istoria lui? Vă spun cu mare drag și eu, bine ați venit în satul satelor din Maramureș, așa cum îi spunem noi muzeului satului din Baia Mare, pentru că este un sat care păstrează obiective de arhitectură tradițională din toate țările Maramureșului. Așa le spunem noi zonelor etnografice ale Maramureșului, țări. Deci Maramureșul este țara cu patru țări: Chioar, Codru, Lăpuș și Maramureșul Voievodal. Așadar, obiectivele de arhitectură tradițională reprezintă aceste zone etnografice. Casele acestea din lemn acoperite cu draniță sunt din țara Maramureșului, cele cu paie acoperite sunt din țara Lăpușului și din țara Chioarului, iar din țara Codrului regăsim obiective de arhitectură populară învelite cu stuf. Dar cel mai vechi obiectiv de arhitectură tradițională din muzeul nostru, în jurul căruia s-a format muzeul, este bisericuța din Deal, 1630. Și pe lângă bisericuța noastră, ca într-un sat adevărat, avem și două școli. Școala din Șomcuta Mare, care este prima școală românească înființată de Gheorghe Șincai în țara Chioarului, și casa din Giulești, care este din țara Maramureșului. Așadar, satul nostru este un sat viu. În bisericuța noastră se oficiază slujbe, duminica și în sărbători. Iar cele peste 80 de obiective de arhitectură tradițională pe care le găzduim noi aici în Muzeul Satului așteaptă să veniți, dragi copii, să le vedeți și să le descoperiți poveștile. Am o întrebare pentru doamna etnograf. Cum și-a păstrat maramureșanul această îndeletnicire de a însufleți lemnul? Da, e o poveste foarte frumoasă, pentru că meșterii nu erau mulți, meșterii care știau să ridice case. Deși despre Maramureș în general sau zonele etnografice din nordul Transilvaniei putem spune că nu exista bărbat care să nu știe mânui barda și să facă tot ceea ce era necesar în gospodărie din lemn, și aproape toate lucrurile din gospodărie erau din lemn. Dar meșterii de case, într-adevăr, erau specializați. Ce aș vrea să rețineți este faptul că toate minunile din jurul nostru au fost făcute de oameni care nu știau carte. Și vă uitați la ele și să știți că stau în picioare fără cuie. Cuiele de lemn despre care se vorbea la început sunt doar la șiță. În rest, casele stau în picioare doar prin îmbinarea lor și trebuia să fii un meșter bun ca să poți să faci astfel de lucruri. Vreau să vă întreb, lemnul provine din pădurile din zonă. Au avut grijă maramureșenii de pădurile lor? În primul rând, meșterul mergea în pădure, bătea lemnul, îl asculta cum cântă și însemna fiecare copac care îi trebuia.
și nu tăia niciunul în plus. El știa ce casă își dorește omul, știa exact câți copaci îi trebuie și nu tăia în plus nici un copac. Și este foarte important asta. Omul își păstra pădurea, omul iubea pădurea, omul își dorea ca ea să existe în continuare și de aceea fiecare își îngrija partea lui de pădure, astfel încât puieții să poată crește în continuare. Cum se explică trăinicia caselor din lemn din Maramureș? Lemnul de construcție nu era tăiat oricum. V-am spus că, în primul rând, îl asculta cum cântă. În al doilea rând, înainte de a merge în pădure să-l taie, făcea o rugăciune specială ca Dumnezeu să îi îndrume pașii în pădure și lui nimic să nu îi se întâmple și nici oamenilor cu care lucra. După aceea urma în pădure o altă rugăciune, de data aceasta făcută zânelor pădurii. Avem o îmbinare foarte frumoasă între credința creștină și cea de dinainte de creștinism. Și se ruga cum se ruga la aceste zâne? Voi zânelor, voi măiestrelor, irodeselor, ajutați-mă să-l dobor fără să-l omor. Deci era o trecere a lemnului, a copacului, dintr-o viață în altă viață. Și după aceea mergea la copac și pentru fiecare copac pe care îl tăia, își cerea scuze, își cerea iertare, îi spunea, vorbea, purta un dialog cu el și îi spunea, eu am să te tai, dar n-am să te omor și tu o să devii casă pentru oameni în care să trăiască și să le ajuți să trăiască bine. Și astfel se petreceau lucrurile. Tăiau lemnele, veneau acasă, făceau casa și uite că dacă copacul pe care îl trăiau, că vreau să vă mai spun, multe case din, pe care le vedeți în jurul nostru sunt făcute din copaci care au stat în pădure cel puțin 300 de ani, dar unii au și peste 500 de ani. Și iată că tăiat și adus în sat, s-a făcut o casă și casa nu se făcea pentru o singură generație. În casa aceea locuiau cel puțin 3-4 generații, ceea ce însemna că ajungea din nou la vreo 200 de ani. Și dacă toți suntem într-un muzeu, haideți să vă spun, oare de ce s-au înființat aceste muzee? Eu cred că Dumnezeu de-a lungul timpului a văzut că oamenii fac unele lucruri foarte frumoase, care i-au plăcut și lui și i-a părut rău să se piardă. Și le-a dat oamenilor ideea să facă muzee. Muzee în care să aducă acele lucruri pe care el le-a considerat deosebite. I-au plăcut și lui lucruri făcute de mâna omului. Copii, eu sunt sigură că și voi aveți întrebări pentru invitatele noastre. Și pentru aceasta o să-i rog pe copiii din predial să pregătească prima întrebare. Cât timp îi dura unui meșteșugar să construiască o casă din aceasta? Să știți, dragi copii, că deși nu aveau multă școală, meșterii erau foarte harnici și aproximativ în 2 luni o casă deja era ridicată. Deci nu dura foarte mult. Este vremea pentru întrebarea venită de la școala din Fălticeni. Mai sunt meșteri care fac și acum case? Da, dragi copii, Maramureșul mai are încă meșteri care fac case și acest meșteșug se predă din generație în generație. Și ne bucurăm că așa copii ca voi învață de mici, de la părinților, cum să facă aceste case pentru ca peste ani să mai găsim meșteri aici în Maramureș. Copilașii din Oradea, aveți și voi o întrebare? Din ce lemn sunt făcute casele? Din ce lemn sunt făcute casele? Casele sunt făcute în general din lemnul care era în pădurile din jurul satului. Dacă satul se afla într-o zonă în care preponderent erau păduri de stejar, se făcea din stejar. Dacă era unde era fag, se făcea din fag, așa cum este cazul zonei Lăpuș.
sau se făcea din brad în Maramureșul, care este mai la înălțime, unde pe munte nu cresc decât păduri de brad. Deci totul este în funcție de pădurea existentă lângă sat. Mulțumim copii, mulțumim invitatelor noastre și le rugăm să rămână alături de noi pentru următoarele momente. Mergem mai departe cu un joc care vor implica atât copiii de aici, cât și copiii din Zoom și de pe Facebook. Copii, vă rog să veniți la mine! Vă știți că în Maramureș sunt foarte multe comori. Avem și aici o comoară pe care o să descoperim împreună cu copilașii ăștia. Ia să vedem! Wow! Comori ascunse ale Maramureșului par mai degrabă indicii. Hai să vedem ce se află aici. Ia să vedem ce e scris înăuntru. Deschide-l. Ok, hai să citim. Ia! Nu le știi chiar pe toate, însă e prima la bucate, le amestecă cum știi, ți le pune în farfurii. Ce credeți copii că este? Haideți să ghiciți. Despre ce să fie vorba? Îi invităm și pe copiii din țară, cei care urmăresc lecția pe Zoom, să pună un comentariu la această ghicitoare. Așteptăm răspunsul vostru. Hai să vedem, copiii din Zoom, despre ce credeți că este vorba? Noi credem că este vorba despre lingură. Wow! Așa este, este vorba de lingură. Să știți că faimoasa lingură capătă diferite forme în funcție de cum vrea sculptorul. Avem lingura simplă, care este folosită în viața de zi cu zi, dar avem și aceste linguri care sunt făcute special pentru evenimente mai cu fast, pentru nunți, botezuri, petrecanii și așa mai departe. Dar mai multe detalii aflăm de la invitata noastră. Haideți să ne spuneți despre aceste linguri pe care le avem aici pe masă. Ce înseamnă simbolurile de pe ele? Avem aici o pasăre, este un vultur. Vulturul este deosebit, este o pasăre iubită pentru că el zboară la foarte mare înălțime și încearcă să ajungă cât mai repede sau cât mai aproape de Dumnezeu în credința populară. De aceea toate păsările sunt iubite de fapt de țăranii noștri. Aici avem un pelican. Pelicanul este asimilat în cultura noastră populară cu Isus, pentru că pelicanul este singura pasăre care se sacrifică în momentul în care nu are mâncare pentru pui. Își smulge carne din propriul piept și o dă de mâncare puiului, exact așa cum a făcut Mântuitorul Isus atunci când s-a urcat pe cruce ca să mântuiască lumea. Sunt foarte curioasă dacă știți voi ce mai avem noi aici pe masă, pe lângă minunăția asta de unelte făcute din lemn. Mai avem aici ceva din lemn, nu-mi dau seama pentru ce este, oare voi știți? Mă puteți ajuta? Ionuț? Aș avea eu o vagă impresie despre ce. Ia să văd dacă ghicești. Probabil ceva la gătit, aș spune, dar da. Oare ceilalți de pe Zoom ne-ar putea ajuta cu ceva? V-a dat Ionuț un indiciu. Este folosit pentru gătit. Ionuț? Cine mai încearcă? Ce să fie? Eu am impresia că s-ar folosi la zdrobit cartofi. Ia arată-ne cum s-ar întâmpla procesul ăsta, Ionuț. Aici s-ar pune cartoful și s-ar zdrobi în acest fel. Da. Mulțumim, Ionuț. Așa este? Acolo este o găurică care la fund are o sită. O sită găurită și atunci când pistonul apasă pe cartoful fiert, el trebuie să vă gândiți că acești cartofi erau folosiți foarte mult și în alimentația animalelor și atunci erau folosiți în cantități mai mari și era mai greu să-i zdrobești cu mâna și te ajutau cu aceste unelte. Oare acest obiect ce credeți voi că este? Este un obiect făcut din lemn, are niște zimți aici pe partea superioară, iar pe partea inferioară este plat. Copii?
Am văzut mai multe asemenea obiecte în partea bunicilor mei de peste deal, dar nu știu exact la ce se folosește. Sincer, nici eu nu știu ce este, așa că o să întrebăm pe doamna etnograf. Ce ziceți? Da, seamănă cu, așa la prima vedere, cu ceva pe care am spălat haine, dar e prea îngust pentru așa ceva și el folosea de fapt la călcatul hainelor, adică la realizarea pliurilor de la fustele, poalele femeilor și chiar de la gacii bărbaților. Vă mulțumim pentru explicație. Mai avem aici încă un obiect. Da, nu cred că nu știți voi ce e asta. Ia uitați-vă un pic aici. O sticlă. O sticlă. Doamna etnograf dă din cap semn că... că e bine, este o plioscă făcută din lemn. Vă dați seama câtă îndemânare trebuia să fie avut sculptorul să facă plioasca asta din lemn? Și dintr-o singură bucată de lemn, o să ne povestească doamna etnograf una alta despre plioasca asta interesantă. Da, aceste plioșci sunt unele foarte vechi, care au 200-300 de ani, găsite de noi prin podurile caselor. Și vedeți, e o singură bucată de lemn și picioruțele și pe aici se scotea tot lemnul din interior cu scule specifice. Ce se făcea cu ea? În ea se păstra țuica și avea un rol foarte important în ceremonialul nunții mai ales, dar și a botezului, dar acolo mai puțin. Dar în ceremonialul nunții ea era adusă de către feciorii care însoțeau mirele și mireasa, era servită toată lumea din această ploscă și însemna că dacă bei din ea doar o gură, nu prea mult, doreai tinerilor să fie sănătoși, să aibă prosperitate și să facă copii mulți. Mulțumim! Mulțumim mult, doamna muzeograf! Copii, în sfera activităților de zi cu zi, oamenii de aici și-au făcut cu mâinile lor din lemn toate cele de trebuință. Masă, pat, laiță, covată, blide, finge, lingură. Tot din lemn sunt și uneltele cu ajutorul cărora se confecționa îmbrăcămintea. Melița, suveica, fusul, rășchitorul, războiul de țesut cu toate componentele lui. Lemnarii au mai construit în Maramureș mori, pive, vâltori, toate acestea având un rol deosebit de important în cadrul micilor comunități. Hai să vedem dacă voi, copiii din clasele care se află în legătură cu noi pe Zoom, știți ce este acest obiect, copii. Un? O amuletă? Seamănă cu o amuletă, dar nu este. Ia să vedem. O cruce. Foarte, foarte bine. Bravo, Ioana, așa este, nu? O rugăm pe doamna etnograf să ne explice pe scurt. Se numește pecetar în zona noastră sau prescurnicer. Și, într-adevăr, se pune pe colacii care se duc de pomană la biserică pentru morți și mai ales pe cel care se va folosi la împărtășanie în timpul liturghiei bisericești. Copii, haideți să extragem un alt indiciu din lada aceasta cu comori. Adevăratele comori maramureșene. Un alt papirus. Ada, ce ai acolo, Ada? Aparent este un alt papirus. Ia să vedem. Suntem foarte, foarte curioși să citim ghicitoarea. Este falnică, sculptată cu simboluri vechi, străbune, face trecerea în curte și înaltă cât un munte. Ce ziceți, copii? Ați ghicit, copii, ați ghicit și
Poarta Maramureșană și sper că și copiii de pe Facebook au fost pe fază și au adăugat acolo un mesaj la această ghicitoare. Porțile din nordul Transilvaniei diferă de la zonă la zonă. Cele mai cunoscute sunt cele din Țara Maramureșului. Sunt niște porți deosebite, sunt masive, sunt foarte frumos decorate. Ceea ce vreau să vă spun, că ceea ce vedeți astăzi sunt inovațiile secolului 20, mai ales în a doua parte a secolului 20. Până atunci, porțile maramureșene aveau doar 3 stâlpi. Acești 3 stâlpi erau încărcați de motive decorative, printre care vom întâlni soarele sub forma rombului sau a colacului tăiat de funie răsucită, funie care face legătura între cer și pământ, care ne duce la Dumnezeu. În Maramureș existau două feluri de porți. Era poarta care avea ușile mari, de la poarta pe care intra carul, obturate, adică făcute în așa fel încât nu puteai să vezi nimic în curte. Aceasta era poarta oamenilor liberi, a nemeșilor. Și poarta celorlalți, a iobagilor, însă era făcută în așa fel încât puteai să vezi tot ce se întâmplă în gospodărie. Muzeul nostru deține una dintre cele mai frumoase porți, sau o deschizătoare de drumuri, dacă putem să-i spunem. Este o poartă pe 5 picioare, prima poartă pe 5 picioare realizată de cineva în Maramureș, dar nu de oricine, ci de unul dintre cei mai mari pictori, sculptori ai secolului 20 din România, Traian Bilțiu Dăncuș. De la el, de la această poartă pe 5 picioare, s-a ajuns astăzi la porți monumentale care pot avea până la 6, 8, 10 picioare. Din nou, la lada comorilor maramureșene, se extragem indiciul al treilea copii. Haideți, vă rog! Încă un papirus. Are clop, are bazma, este foarte colorată, e țesută, mândru-i purtată. Școlile din țară sunt rugate să lase un mesaj comentariu la această lecție și pe voi copiii din Zoom vă întrebăm, oare ați ghicit ce este? Portul popular. Excelent copii, bravo! Hai să vedem, Ioana! Portul Maramureșan, ne dai mai multe detalii? Dacă tot povestim despre portul Maramureșan, o să-i întreb pe acești copii frumoși să-și prezinte portul. Hai să vedem, Ionuț, începem cu tine, cu flăcăi, prima dată? Da, eu am un costum de Maramureș, din partea Maramureșului istoric, care este alcătuit dintr-o pereche de cizme, gaci, ie, cojoc de Maramureș și clop. Colegul meu are pe el o ie și un cojoc de chioar. Colega mea are o cămașă cu piept, iar cealaltă colega mea are o chemeșe din partea săpânței și cu o zadie. Mulțumim, Ionuț! Copii, am ajuns la ultimul indiciu. Haideți să vedem ce mai descoperim. Ultimul indiciu, te rog. Ia să vedem. Dragă Ancuța, ia aminte, fii deșteaptă, fii cu minte, să-mi aduci la mormânt flori de sute și mii de ori. Iar acum vă lăs pe toți, frate, soră și nepoți, eu vă lăs pe toți cu bine și să nu uitați de mine. Copii, unde vă duce gândul după ce Ioana a citit acest epitaf? Ia să vedem, scrieți repede ca un comentariu. Cum? Cimitirul Vesel. Cimitirul Vesel, excelent copii! Copii, bravo! Cimitirul Vesel din Săpânța. Într-adevăr, este vorba despre ceea ce scrie pe o cruce din Cimitirul Vesel. Ce știți voi despre Cimitirul Vesel? Că este foarte colorat și că fiecare cruce spune povestea celui care a fost îngropat acolo. Așa, Ioana, da, și copii, acest cimitir se diferențiază față de cele obișnuite.
în care moartea este reprezentată ca un eveniment trist. Însă, acest cimitir de la Stăpânța este un cimitir așa numit vesel. De ce? Creatorul, fondatorul acestui cimitir, vesel de la Stăpânța, meșterul popular Stan Ioan Pătraș, s-ar fi inspirat din cultura dacilor, despre care unele surse istorice spun că socoteau moartea ca pe un eveniment vesel, pentru că oamenii au scăpat cumva de greutățile vieții, da, de grijile și necazurile vieții. Unele cruci sunt pictate pe ambele părți, copii. Pe o parte este plasată o descriere a vieții celui îngropat, iar pe cealaltă o descriere a motivului morții. Ioana, ne dai un exemplu de umor din cimitirul vesel? Grea alegere! Toate sunt frumoase, Irina, toate versurile de acolo sunt frumoase, dar am aici o carte și o să vă arăt o cruce mai specială, cu un epitaf, pe care scrie așa: eu am fost George Lupatoc și la lucru și la joc. Până a fost lumea dragă, am jucat peste o iagă. Până am fost mai în putere, m-am luptat să fac avere. De averi m-am mântuit și în mormânt am venit. Ca viața o lăsai la 77 de ani. Ei? Foarte, foarte creativ acest... Cam așa arată crucile din cimitirul vesel, după cum v-am spus, foarte colorate. Și fiecare cruce avea povestea ei. Da, foarte creativ, George Lupatoc. Mulțumesc pentru acest exemplu, Ioana. E timpul să închidem lada de zestre copii și jocul nostru, să vorbim mai departe despre diversele întrebuințări ale lemnului, dar și despre materialele care l-au înlocuit de cele mai multe ori în gospodăriile noastre și care au făcut să se piardă, de fapt, unele obiceiuri. Copii, sigur ați auzit de epoca pietrei, bronzului, fierului. Cum credeți că o să-și amintească cei care vor veni după noi de această epocă în care trăim? Ce părere aveți? Cumva epoca... Am putea spune că cei din viitor și-ar aminti de această epocă, epoca tehnologiei. E adevărat. Și dacă ne gândim la resurse în pământ, ce o să găsească arheologii viitorului, cei care vor săpa, ce credeți că vor găsi? Tot felul de chestii vechi și cu un sens pe care nu știu dacă îl vor mai ști. Tu ce părere ai? Crezi că vor găsi și obiecte din plastic? Oare obiectele din plastic au înlocuit lemnul acesta care era de bază la confecționarea tuturor uneltelor, chiar și caselor? Eu nu prea cred că se vor găsi obiecte din plastic. Mai multe obiecte ar trebui să fie din lemn. Dar cu siguranță vor găsi obiecte din plastic. Dacă ele sunt aruncate acum la gunoi, ele vor rămâne peste ani, nu? Vor fi acoperite de pământ și în sute de ani, practic, arheologii viitorului vor săpa și vor găsi aceste obiecte pe care le-am folosit noi astăzi. Deci lemnul, în bună parte, a fost înlocuit cu plasticul, da? Multe dintre obiectele de aici pe care le-am văzut astăzi și-au găsit un înlocuitor în plastic sau alte materiale. Cu mulți ani în urmă, copii, fiecare gospodărie era un adevărat centru de creație. Astăzi, aproape a devenit un centru de consum. Da, stilul de viață s-a schimbat, din păcate, Irina. A adus multe lucruri bune, dar și lucruri rele. Și a dus la abandonarea multor obiceiuri sănătoase și a unor meșteșuguri tradiționale. Generația voastră trebuie să refacă acest echilibru și să recupereze ce era mai valoros și mai durabil din trecut. Dragi copii, vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi și ați făcut ziua asta mai frumoasă atât pentru noi cât și pentru cei care ne privesc acolo. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dragi copii, a venit acum momentul concursului, momentul mult așteptat. Concurs cu premii în cărți oferite de partenerul de lectură al lecțiilor Educație la Înălțime, editura Arthur. Îi mulțumim pentru sutele de cărți care vor ajunge în bibliotecile tuturor școlilor care vor intra în direct cu noi, atât din România cât și din Republica Moldova. Pentru clasele care ne urmăresc din România și din Republica Moldova, avem 3 întrebări și așteptăm răspunsurile voastre pe Messenger-ul paginii de Facebook Educație la Înălțime. Primele 2 întrebări privesc cuvinte din graiul maramureșan. Prima întrebare.
cum se numeau țăranii nobili maramureșeni? Cea de-a doua întrebare vine din partea mea și sună așa. Cum se numește acoperișul caselor și a porților maramureșene? Și a treia întrebare, care este numele fondatorului cimitirului Vesel de la Săpânța? Cele două școli care vor trimite cel mai repede răspunsurile pe Messenger vor primi cărți în valoare de 300 de lei. Trecem acum la concursul pentru școlile care ne-au însoțit în această lecție pe Zoom. Am pregătit o serie de întrebări, copii. Vom extrage întrebările din acest frumos vas de lemn care se află pe masă. Haideți să-l aducem chiar aici. O să vă rog frumos să scrieți pe colii albe răspunsuri și nu litera. Școala care trimite cel mai repede răspunsul este școala câștigătoare. Voi trebuie să acumulați acum puncte, da? Școala care are cele mai multe puncte câștigă. Nu, Irina? Așa este, iar eu voi fi atentă să vedem cine anunță mai repede răspunsul. Deci scriem cuvântul, da, răspuns la întrebările pe care noi le vom scoate din acest sărar, nu? Sau cum se numește. Avem și asistentul alături de noi. Te rog să vii aici. Premiile puse în joc de editura Arthur sunt cărți în valoare de 1000 de lei pentru cei care vor avea cele mai multe răspunsuri, corecte, evident, cărți în valoare de 500 de lei pentru clasa clasată pe locul al doilea și cărți în valoare de 300 de lei pentru cei care vor ocupa locul al treilea. Copii, toți veți fi câștigători! Nu este o competiție, ci o modalitate de a vă invita la lectură, dragi copii. Să începem! Am să citesc prima întrebare. Care este obiectivul turistic cel mai vizitat din Maramureș? Ia să vedem. Obiectivul turistic cel mai vizitat din Maramureș. Și avem școala din Fălticeni sus, Săpânța, cimitirul Vesel de la Săpânța. Ai scris doar Săpânța. Cimitirul Săpânța. Bravo. Bun, deci pentru început Oradea are un punct. Mergem mai departe. Cea de-a doua întrebare, Ionuț. Da, acum. Cea de-a doua întrebare este, care este unealta de bază folosită în sculptura lemnului? Grindeaua, alta, lingura, nu, așteptăm și de la predeal, haideți copii, ciocanul, nu, niciun răspuns până acum, scrieți vă rog și arătați la cameră, haideți să vedem. Dalta, liceul din Predeal a răspuns la momentul acesta. Dalta, mulțumim copii! Trecem la a treia întrebare. Portul maramureșan bărbătesc are un element tradițional unic pentru purtat pe cap. A. Pălăria, B. Clopul, C. Șapca. Scrieți, vă rog! Clod, clop, clop. Ok, primul cred că tot Predealul, eu așa am văzut la momentul acesta. Mulțumim copii, foarte bine. Mergem mai departe. Ionuț? Întrebarea numărul 4. Suntem atenți. Câte zone etnografice are țara Maramureșului? A. 8, B. 4, C. 1. 4, Oradea. 4, da? În litere, doamna învățătoare. 4, vă rugăm. Mulțumim. Deci Oradea. Mulțumim copii. Mergem mai departe. Mai departe, Ionuț? Maramureșenii foloseau mult lemn tăiat de pe versanți. De pe versanții. A. Nordici, B. Estici, C. Sudici. Care este răspunsul? Gândiți-vă, copii. Ne-a vorbit doamna etnograf. Ia să vedem, nordici, sudici, da, Predeal, n-am văzut la Predeal, acum am văzut. Predeal. Punct pentru Predeal. Întrebarea următoare. Care este cel mai folosit simbol de pe porțile maramureșene? A.
crucea, B, soarele, C, frânghia. Hai să vedem. Soarele, crucea, soarele. Mai avem un simbol care apare foarte des. Ia, mai încercați? Niciuna dintre școli nu a dat răspunsul corect, este frânghia. Da, într-un final văd că a dat predealul, a scris într-un final a doua oară pe coală. Predealul. La momentul acesta avem 4 răspunsuri corecte la predeal, 2 la școala din Oradea și deocamdată Fălticeniu, îi așteptăm și pe copiii din Fălticeni. Haideți, vă rog, copii! Cum se numește tehnica de a modela lemnul? A. Sculptură, B. Pictură, C. Arhitectură. Oradea sculptură, da. A scris și Fălticeni Oradea. Felicitări, copii! Toți v-ați desurcat de minune. Dar iată clasamentul. Pe locul al treilea este clasa din Fălticeni. Felicitări! Suceava. Felicitări! Ați câștigat un pachet de cărți la alegere în valoare de 300 de lei. Pe locul al doilea, copii, suspans, pe locul al doilea este școala din Ioana? Oradea! Școala din Oradea. Felicitări, copii! Ați câștigat un premiu în valoare de 500 de lei. Veți alege cărți, vă luați voi de 500 de lei. O adevărată bibliotecă, copii, felicitări! Și pe locul întâi, marele premiu, da? Ajunge astăzi la Predeal, în județul Brașov. Felicitări, copii! Felicitări, bravo, copilași! Editura Artur vă oferă un pachet de cărți la alegere de pe site-ul său, cărți în valoare de 1000 de lei. Copii, veți avea o adevărată bibliotecă în clasa voastră. Felicitări tuturor! Vă îndemnăm să citiți aceste cărți și nu a fost un concurs pentru a ne război între noi și a dovedi ceva, ci să aveți în fiecare clasă o bibliotecă mai mare sau mai mică pe care o să o creșteți în fiecare zi. Mulțumim tuturor copiilor prezenți, mulțumim invitaților și mulțumim vouă că ați fost astăzi alături de noi, celor care ne-au văzut pe Zoom, copiilor din România și din Republica Moldova. Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați dat șansa să vă arătăm ce e aici la noi în Maramureș. Suntem foarte bucuroase că am reușit să realizăm această incursiune în lumea maramureșană. Educație la înălțime este un proiect al Asociației Însemne, realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului României și cu sprijinul Ministerului Educației. Mulțumirile noastre merg și către gazda de astăzi, Muzeul Etnografic din Baia Mare. De asemenea, mulțumim și Asociației Mansio din Firița pentru sprijinul acordat la realizarea acestei lecții. Vă salutăm cu drag și vă așteptăm la o nouă lecție marca Educație la Înălțime. Pe curând! Maramureș, stai cu flori, măi domnule dor, mântuiește-l sărbători!